Prima zi de iarnă va veni cu vești bune pentru șoferi. Carburanții se ieftinesc în continuare. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat noi prețuri valabile pentru mâine 1 decembrie. Astfel, șoferii care își alimentează mașinile cu benzină vor achita 25 de lei și 32 de bani per litru, cu 20 de bani mai puțin. Iar pentru un litru de motorină vor plăti 25 de lei 38 de bani per litru, cu 17 bani mai puțin. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică atestă în continuare o descreștere a cotației atât la benzină cât și la motorină, fapt care se reflectă și în prețurile la carburanți afișate la stațiile de alimentare. ANRE asigură consumatorii din Republica Moldova că în baza metodologiei în vigoare, carburanții se comercializează la pompă la un preț corect, racordat la realitățile zilei în care își fac achiziția. Nivelul prețurilor la produsele petroliere este influențat doar de evoluțiile pe piața internațională, fiind exclusă posibilitatea să intervină companiile petroliere în procesul de stabilire a acestora.